Vești bune pentru iubitorii teatrului din municipiul Deva. După o perioadă destul de lungă, Teatrul de Artă din Deva își reia activitatea cu publicul. Astfel, vineri 22 ianuarie, publicul este așteptat în sala de spectacole a Teatrului din Deva pentru prima premieră a anului, fiind vorba despre o adaptare după Ion Luca Caragiale, a celebrei piese De ale Carnavalului. Artiștii de la Teatrul de Artă din Deva s-au prezentat pentru ultima oară în fața publicului la sfârșitul lunii octombrie a anului trecut. De atunci, doar spectacole online, dar a sosit vremea revederii cu publicul. Astfel, vineri 22 ianuarie, de la ora 19, va avea premiera în fața publicului spectacolul De ale Carnavalului. Mai mult, dacă situația epidemiologică o va permite, artiștii de la Teatrul din Deva vor prezenta pe 5 februarie o nouă premieră era cu public, fiind vorba despre o altă piesă celebră, respectiv Hamlet. Da, am ajuns și la acest moment foarte plăcut pentru noi și sperăm și pentru spectatori. Teatrul de Artă din Deva începe anul cu două premiere, astfel în data de 22 ianuarie de la ora 19. Vă invităm la premiera spectacolului De ale Carnavalului în regia lui Mihai Panaitescu și dacă ține Dumnezeu cu noi și vremurile și nu crește incidența cazurilor. În data de 5 februarie de la ora 19 vă așteptăm la premiera spectacolului Hamlet și sperăm de acum încolo, dacă totul se va normaliza cât de cât, să putem să oferim spectatorilor fizic spectacole în fiecare săptămână. Ne dorim foarte tare acest lucru și ne bucurăm că am ajuns în acest punct. Cum încă mai sunt în vigoare restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, accesul publicului în sală, unde sunt asigurate toate condițiile de siguranță, este unul limitat. Conform legilor în vigoare, noi suntem obligați și ne asumăm acest lucru să funcționăm la 30% din capacitatea locurilor. Teatrul de Artă din Deva are 400 de locuri, deci noi vom funcționa cu 100 de spectatori, bineînțeles păstrând distanțarea socială și toate celelalte reguli, adică dezinfecție și tot ce trebuie, pentru ca dumneavoastră spectatorii să vă simțiți în siguranță aici la teatru și să reveniți de fiecare dată fără teama că aici vă veți îmbolnăvi. Vă veți putea îmbolnăvi, dar doar de virusul teatral. Prețul unui bilet este de 30 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de o reducere de 50% din acest tarif.